ne aflăm la capul Dolojman, singura faleză stâncoasă de la noi din țară. Iar aici sus pe faleză se află și situl vechiului oraș antic Orgame, Argamum. Orgame, numele grecesc, inițial al coloniei, după aceea s-a numit Argamum în perioada romană și bizantină. Ne aflăm deasupra celui mai mare lac de la noi din țară, lacul Razim, care face parte dintr-un complex lagunar foarte vast, care măsoară 80 de kilometri de la nord la sud și care este și cea mai mare lagună a Europei. Ce se poate face în această perioadă anului aici, turiștii care vin, eu știu, pentru sărbătorile de iarnă, de exemplu, în zonă? Întâi de toate, pentru sărbători, cele mai importante sunt tradițiile rușilor lipoveni din această perioadă. Mersul la biserică și felul în care ei se colindă și sărbătoresc. Iar în afară de asta, traseele în afara Jurilovcăi. Întâi de toate, acesta e cel mai important obiectiv. Se află la 6 km de Jurilovca. Dar în apropiere se află și Enisala cu cetatea Heraclea, destul de cunoscută și ea în zonă, sau Histria. Dar nu neapărat, eu nu sunt adeptul vizitării și bifării de obiective. O simplă plimbare prin zonă e suficient, pentru că totul e superb aici, totul e frumos. Toate peisajele sunt spectaculoase. Îmbinarea aceasta dintre stepa dobrogeană, lagună, mare, delta Dunării, e unică, doar aici o găsim. Complexul lagunar Razim Sinoi este cel mai mare din țară. Sunt 415 km pătrați de luciu de apă, iar în această perioadă anului toată este înghețată. Vorbim de apă salmastră, adică o zonă care este puțin de tot sărată, dar gerul a dovedit-o și de această dată. Pentru Go Next, Adrian Boioglu. Asociația de management, Consiliul Județean, Primăria, alături de mediul privat, mediul de afaceri, încercăm să facem exact această dezvoltare și promovare a unei zone fantastice. Razelmu, dacă reușim să implementăm acele proiecte necesare pentru a readuce legătura între lac și mare, pentru a readuce salinitatea apei necesară pentru a aduce în zona de reproducție și repopulare cu sturion a zonei, practic va permite o repunere, o redefinire a întregii zone din punct de vedere turistic. Barenea, sudarenea, nașe voste, sudarenea, barenea, bine ați venit la noi, bine v-am găsit de anul nou și rugămintea noastră să serviți din bucatele noastre tradiționale, clătite și budincă. Noi, localnicii, deci etnia noastră de ruși lipoveni, facem așa ceva pentru această sărbătoare și, normal, pentru oaspeți noștri dragi. Mulțumim! Da, poftiți! Nu știu, dacă totuși ați înțeles ceva din... Nu înțeles nimic, decât jurnaliști. Că sunteți, deosebiți. Și asta era, da, sigur că da. Deci primire fără cântec nu merge în comunitatea noastră. Vă rugăm. Mulțumim! Și ne bucurăm că ați... De față am pus doar carne de somn, care este tăiat bucățele, legumele aferente și după care să o dregem cu smântână,
puțin oțet și la sfârșit punem leușteanu. Cam asta e toată. Toți procesul. Așa mare. Când sunt evenimente de genul ăsta, da. Chiar avem mai multe ceaune. Mai exact la Borșul Peștelui s-au făcut în jur de 350 de ceaune acasă.